Polițiștii locali au desfășurat în săptămâna 13-19 noiembrie mai multe acțiuni pentru combaterea fenomenului de cercetorie sau a comerțului stradal, dar și pentru asigurarea ordinii publice. Totodată, oamenii legii au aplicat peste 80 de sancțiuni contravenționale care au fost aplicate în trafic, atât pentru opriri neregulamentare, cât și pentru bicicliști sau pietoni angajați în traversarea străzii prin locuri nepermise. Am avut o serie de activități care au presupus, în primul rând, asigurarea unui trafic fluent și civilizat pe raza municipiului Slatina. Am avut acțiuni uh, pentru a preveni uh, și a combate fenomenul de comerț stradal neautorizat. Au, au avut loc uh, o serie de acțiuni pentru a depista conducătorii auto care ignoră indicațiile rutiere în ceea ce privește staționarea sau oprirea în locuri nepermise sau accesul uh, pe anumite tronsoane de drum uh, fără a respecta uh, masa maximă autorizată ca și în alte perioade, în ponderea sancțiunilor aplicate este cea în, în, domeniul circulației pe drumurile publice. Aici ne confruntăm încă în continuare cu conducători auto care înțeleg să parcheze, să staționeze neregulamentar în zona intersecțiilor sau în apropierea trecerilor de pietoni, aspect care produce ambuteaje, dar și ridică riscul de producere de accidente rutiere. Totodată am avut acțiuni, suntem prezenți zilnic în zona piețelor agroalimentare pentru a preveni uh, faptele care se pot produce și aici în ceea ce privește respectarea prevederilor hotărâri de, de consiliu Local, în speță uh, vânzarea în locuri neautorizate, în locuri nepermise sau fără achitarea taxelor către administrația pieței. Totodată au fost aplicate și două sancțiuni contravenționale pentru consum de alcool în locuri publice și 11 sancțiuni pentru fapte ce constituie contravenții, respectiv pentru exercitarea activității de comerț fără achitarea taxelor aferente, expunerea, vânzarea și prestarea serviciilor în zona căilor de acces și pe spații verzi, iar trei sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru depozitarea și stocarea de mobilier uzat în holurile și căile de acces ale blocurilor de locuințe. La nivelul instituției a fost demarată o acțiune pe linia disciplinei în construcții care are ca scop principal informații a cetățenilor cu privire la acoperișurile tip șarpantă, construite fără a deține autorizație de construire sau nu sunt respectate în totalitate prevederile autorizațiilor de construire. Este o acțiune care a început în cu două săptămâni, va continua până la acoperirea întregii uh, arii, să zic așa, de proprietari uh, de apartamente uh, la nivelele superioare al blocurilor care și-au construit șarpante sau acoperișuri uh, pe aceste terase de bloc în mod neautorizat sau cu nerespectarea autorităților de construire. Așa cum s-a observat și în alte orașe ale țării, acolo unde au fost intensificări de, ale vântului, elemente din acoperiș au cedat și au, au dus chiar și, nu neapărat la pagube materiale, dar au dus, din păcate, și la victime omenești. Am demat o acțiune prin care am înștiințat și am dorit să aducem la cunoștința, în special a proprietarilor, iar mai apoi a celorlalți locatari de bloc, asupra obligației de a-și asigura aceste acoperiri și aceste șarpante să le ancoreze foarte bine, să le țină într-o stare bună de exploatare și de protecție, în sensul de a nu produce pagube, de a verifica elemente din acestea care pot fi luate de vânt, pot fi distruse de intemperii, iar mai apoi pot produce pagube. În această săptămână, efectivele din cadrul Direcției Poliției Locale Slatina vor acționa cu precădere pe străzile Libertății, Ecaterina Teodoroiu și Arcului din municipiul Slatina. Obiectivul principal este depistarea conducătorilor auto care nu respectă marcajele și indicatoarele rutiere în ceea ce privește oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor, precum și a pietonilor care traversează prin locuri nepermise.